bate ora, bate ca inima mea. Vino că te cheamă dorul, vino, nu întârzie. Bine v-am găsit, dragi prieteni! Acest catren, auzit în debutul emisiunii, aparține poetului Simeon Ghimpu, autorul versurilor a numeroaselor șlagere apărute în ultimele decenii a secolului 20. Cu cine din compozitori ați pășit pentru prima dată în împărăția muzicii? Și când? Anul 1967, când a fost întemeiat norocul, condus de Mihai Dorgan, care a întreprins un turneu prin țară și eu eram doctorant la Moscova, am asistat la concertul lor la Moscova și chiar am strigat din toate puterile, le-am strigat bravo și am constatat cu plăcere că a apărut și muzica de stradă a noastră, națională. Imediat, în vacanță, venit la Chișinău, m-am și prezentat la filarmonică, unde repetau norocul și am început să facem cântece cu Mihai Dorgan. Am făcut un cântec cu adevăruri, versurile mele, muzica Mihai Dorgan și Petre Teodorovici. Din păcate, acest cântec nu s-a păstrat pe bandă. Pe urmă, am făcut Lacrima, pe care a interpretat-o Olga Sorokin. Cântecul a fost premiat la Rostock. Și a fost inclus pe discul de aur la Rostock, la un festival în Germania. Colaborare cu Petre Teodorovici am făcut cântec de firmă, Noroc. Deci norocul ne-a adus pe lume, norocul ne-a dat lume, noi vă urăm noroc anume, noroc, 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 noroc. Se cânta cuvântul noroc, 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 în tempoul ăsta, tempoul care nouă ne plăcea și noi trăim cu dânsul, atât dinamism și atâta forță, muzicienilor le era convenabil să cânte la instrumente și noi cântam atât de ne vedeam cânticului că pierdeam și vocea și capul și tot. Acest cântic, eu am fost martor, interpretat de formația lui Mihai Dorgan Noroc, și cu chitara lui Alexandru Cazacu la Odessa, în Teatru de Vară, am văzut cu ochii mei cum se sărutau în public, cum ieșeau dintre rânduri și se îmbrățișau, se sărutau, câțiva și-au rupt cămășile de pe dânsii, în jur erau flăcări de ziare, dădeau foc la ziare, un extaz adevărat. Acest cântec a fost interpretat și la Vinița, de unde a venit un extras dintr-un ziar. Pisne dolganana, pisane na la zapadni manivr, osobino pisne na movi gimț. Eugenie Dovă, care lucra pe atunci la minister, mă telefonează și zice, ad tot ce ai scris tu până acum. Este cerut sus. Le-au citit, în rezultat, formația Noroc a fost desființată, iar despre mine nici să nu audă. Ghimpu nu, nicăieri nu. Nu uitați, în perioada aceasta, fratele era la închisoare, că deținut politic. Oricum, asupra mea a influențat. Eu la început de cali, tânăr, venit de la Moscova, neexperimentat,
Am trecut printr-un stres serios, dacă am știut că conducerea nu mă mai respectă, ce să mai scriu, ce să mai fac? După ce a fost numit contemporanul, chiar le-am scris cânticul de firmă Zorii Contemporani. Zorii Contemporani. Datorită insistenței, interpreților, Ion Suruțanu, Stefan Petrație, Nina Kulikovski, Maria Codreanu, Sofica Rotaru și încă mulți, mulți alții și datorită inițiativii insistente a compozitorilor, chiar și Eugeniu Doga, și același Volgan, și Petre, și Ion Alde Teodorovici, și Ion Ienache, și mulți, 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 continuam să scriu, cântecele răzbăteau, răsunau și deveneau flagere. În timpul contemporan, eu cred că spuneam timpul A, a produs foarte, foarte mult cântecele, cu adevărat trebuie să recunosc că foarte multe cântecele, ele a primit flagere, ele sunt și eu cred că ele vor aici eu la a colaborat bine, frumos cu Ion Alde Teodorovici, cu Petrică Teodorovici. Pe Petre l-am descoperit când făceam preselecție pentru echipa TVC. Am simțit că e talentat și am început să colaborăm, să scriem cântece. Am scris cu adevărat, dar într-o zi îmi spune Petrică, zice, domnule Simeon, domnule, pentru că zice, domnule Simeon Teodorovici, eu am un frate, mai mic ca mine, e foarte talentat, dar dacă e în armată, hai să trimitem și lui niște lucruri, să încerce să fie. Și am trimis căderea fuzelor. Ne-au venit în atelier, refrenul era următorul, pe cele albastru sănim, pe culorii negri, negri din, nu bate soarele la geam, e soare în an, e soare în an. Și nimeni nu voia să ia acest cântec. Pentru că Teodorovici, care era un bărbat de scurtăreț, știa că Maria Codreanu prietenește cu fiștile lui Ion Boliu și se vorbim cu Maria, că Maria nu stă nișul ea. Și l-a luat Maria și l-a dus în repertoriul dânsei și a apărut și rapid, a apărut la Moscova pe disc. Căderea frunzelor. Căderea frunzelor n-a fost, se pată de-a îngătat pe ram. E doar, doar în calendariu, frunze n-a, frunze n-a, frunze n-a. Doamne, doar în calendar, frunze la mea, frunze la, frunze la. Și iarăși intervine cineva, dar nu cineva, ci Pavel Bosu, Dumnezeu să repete, și cred că nu din inițiativa lui, dar presat de sus, la un congres al Uniunii Scriitorilor, în prezența lui Ion Bodiu, mi-a criticat căderea frunzelor, acuzându-mă în influență occidentală și iminestiană. Și iarăși, rezultatul, Simeon Ghimbu nu, la ziar nu, versuri nu, cântece radio, televiziuni nu, nu, nu. Dar noi ne mișcam foarte serios înainte, la autogările din Republică, din Moldova, erau chioșcuri unde se vindeau discuri de plastic. De plastic, da. Păi, oriunde mă duceam, auzeam, inima mea e Moldova, iubiți învățători, numai tu. Am ajuns la etapă când nu mai aveau ce să-mi fac. În același timp a apărut și piesa Adâncul Viorilor, semnată de aceiași autori și interpretată de Maria Codreanu. Yeah.
Petrică spune la a spus la o seară de seasă mea că el avem numai 8 ani și eu numai 13 ani și de la minister, la radio, la televiziune, la Uniunea Compozitorilor, scriitorilor, despre mine spuneau ce ai uitat, măi, de niște copii, ce ai să faci de niște copii? Eu am intuit talentul, vreau să intui ce să fac. Și iată ce spune la serata de creație domnul Petru Teodorovici. Cred că n-am să exagerez. Să nu-i de prima vorba ta, mai băiete. Dacă vrei să crezi, să crezi ceva ca să rămână din urma ta, sau tai vâna să curgă sânge, sau nu fă nimic. Și dacă pe toată lumea îi naște mama, eu vreau să vă spun, fără să fac acum abuz de sentimente, dacă există frații Teodorovici, doi compozitori în țara noastră, păi pe ei a născut Simeon Ghimpo. Interesantă este istoria apariției cântecului Inima mea e Moldova. Inima mea e Moldova, vă spun de unde a pornit. Mă plimbam prin Moscova și răspuna de la un geam, dar tare de tot, cântecul Rasia, 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 rodina moia. Și eu zic, bine mă, dar eu am patrie, mi-am pus întrebarea, am, deci trebuie să o cânt și am dreptul să o cânt. În pofida celor care mă numesc naționalist și așa mai departe, eu am să fac Inima mea e Moldova. Ion și Petrică, cum au citit versul, le-au spus, gata, când e făcut, îl faci tu, Ioan, și l-a făcut Ion. Piesa a fost lansată de Ion Surucean. Inima mea e Moldova, dragostea mea e Moldova, soarele meu e Moldova, țara în care trăiesc. Acest cântec a fost inclus în repertoriul ansamblului vocal-instrumental Orizontul, condus de Oleg Milstein și interpretat de Nina Krulikovski. Cerul fulger cu zborul, vara când trec cu vaporul, nu ui de cântecul meu, vara când cu băieții, doamna când pleacă roporii, doamna când suruna de orii, cântecul sună meu, inima ta e Moldova, dragostea mea e Moldova, soarele meu e Moldova. Piesa care a devenit imnul învățătorilor, încercăm să aflăm în sondajul nostru. Cunoașteți piesa, iubiți învățători? Da, la ultimul sfârșit. Da, sigur. Păi, dar cine sunt autorii tot modul? Ce sfârșit? Bun, hai, rău, rău, rău. Cântă cu urba voastră scriu, graiul vostru este veșnăgriu, pe aripi de gând vă scriu de atâtea ori scrisul, iubiți-mi învățători, iubiți-mi învățători. Ion Ale Todorovici, dacă nu mă deușesc. A, versurile? Simeon Ghimpo. Cine e foarte recunoscută, să știți? Dar cine interpretează dacă tot e stara ale pe publicul astăzi, și Ion Surucean. Piesa s-a născut din situația în care erau puși învățătorii. Să trăiască sticle, să culeagă toamă, să încheie să se ocupe mai mult de lucrări agricole și nu de predare, de instruirea elevilor. Deci mi s-a făcut într-un fel milă de ei, și m-am gândit, ia să-i susțin, măcar moral, măcar cumva, cumva să-i mai susțin, că nu avea niciun cântec despre ei, dar învățătorii sunt al doilea părinți, după cum știți. Și am făcut versurile, el le-am arătat lui Anatol Ciocanu, care e textier și el bun și le-a acceptat, a spus că-s bune și iarăși Ion, când le-a văzut și a dat seama de temă, Ion
S-a și apucat de făcut melodia și astfel a apărut cântecul Iubiți Învățători, care până și azi este imnul învățătorilor. Acest imn, Simeon Ghimpu, l-a dedicat profesorilor săi Iulia și Valentin Mundecan. Cu Ion Enache apare șlagărul Nu mă chema, interpretat de Nina Krulikovski. Suflet în dragoste, am crezut în cuvânt, în vorba ta legământ. Eu te-am pierderam, mai credeam, mai speram, nopți în șir așteptam. M-a chemat, m-a rugat, te-a trănit inima. Crede-mă, e așa, eu nu pot, nu pot ierta. Nu mă chema, nu mă ruga, pe-a trămit inima. Crede-mă, e așa, eu nu pot, nu pot ierta. Iată încă o reușită piesă, Pilpa Turce, interpretată de Anastasia Lazaruc. Ziua cea frumoasă, iată că a venit. Am gustat din mărul care l-am dorit, am gustat din scopul limpede curat. Cât de dulce viața astăzi am aflat, o inimea strâns, una s-a încăput, calendarul vieții astăzi a început. Profesor universitar, cum ați reușit să îmbinați și poezia și profesora? Deci eu am susținut teza de doctor în arte în 1969 la Institutul de Teatru Lunacharsky din Moscova și am venit la Chișinău la, pe atunci, Institutul de Arte Gavril Muzicescu și m-am ocupat de profesorie. În primul rând din motivul că mă disciplina și mi-era era cânticul, poezia, era aproape de ceea ce făceam eu, teoria dramei, dramaturgia și așa mai departe. Am predat, dați-vă seama, 35 de ani la Academia de Arte aici și 5 ani la Moscova, la Institutul de Teatru am predat. Deci 40 de ani din viață am fost profesor până când am obținut ce am vrut. Titlul de profesor universitar, doctor în arte, poet. 19 ani a așteptat să apară culegerea de versuri Mereu, poetul Simeon Ghimpu.
Aici, pentru prima dată apar textele pentru cântece și versurile de o rară profunzime. Variații de toamnă. Copacule, acolo de unde se desprinde o frunză, e adevărat că rămâne o rană prin care tu te uiți în afară. E adevărat că te uiți mult, mult, până când se desprind toate frunzele și tu ești rană lângă rană. Copacule, e adevărat că te doare, e adevărat că-i târziu, e adevărat că-i toamnă. De șlagărul Ce rost are, își amintesc autorii. Unele lucruri așa se întâmplă când vine ideea și vrei repede să o realizezi, apoi poți să o, trebuie să o fixezi, că momentul să-l fixezi și de obicei să-ți faci sau pe un șervețel, sau pe o bucată de hârtie, sau cumva, repede vrei. Așa s-a întâmplat și cu Ce rost are. A venit ideea, el a găsit rima, eu muzica și am vrut repede, repede să o fixăm. Locuiam la cămin, pe Tolbuchin 33. Unde locuia și Mihai Dolgan cu familia. Nu avea pian, dar mi-a fredorat-o așa, zic, parcă îmi place. Zic, dacă aș avea acum un pian, era pe la ora 11. Zic, hai, da, până la, luăm un taxi, până la Institutul de Arte și într-un auditoriu găsim noi un pian. Așa am făcut, am zis Ricardo, că era foarte încuiată, am dat de pasnic și am cerut voie. Am sărit gardul. Repede mi-am scăpat la un pian. El mi-a dat niște sunete, așa, niște melodii, niște fraze muzicale. Și eu trebuie să mă gândesc la textul care se îmbine, se redeie aceleași sentimente. Și atunci cauți tema, cauți tema. Și Ce rost are? Și Ce rost are, Ce rost are, clipa cea de supărare, dacă în orice dimineață eu te văd în flori și în soare. Deci e vorba de o dragoste pierdută prin care eu am trecut. Și de aici, de la autobiografie, a venit tema. A urmat piesa Bucuria sau Știu eu mândru de ce taci, muzica semnată de Petre Teodorovici și interpretată de Sofia Rotaru. Și prin drăbii, văd mândru-ți o văd cum vii, vii cu brațul plin de flori, să-ntâlni mai zile zori. Spune mândru-ți, spune tu, dacă mă iubești sau nu, știu mândru-ți-o de ce taci, ai aflat că mie îmi placi, ai aflat că mie îmi placi, știu mândru-ți-o de ce Ion Ghimpu și compozitorul Oleg Mirtâi au devenit laureații festivalului de utilizatul normal Cântecul 90 cu piesa Amon Amor, interpretată de ansamblul vocal instrumental Horizontul. Este una din poeziile apărute în culegerea Reversul sentimentelor. Mă apropii încet de dorirea ta, ca cumva să-ți strânesc lacrima. De bucuria ta mă apropii și mai încet, ca să mă speri. Poate că voi reveni la cântec și atunci vom vorbi și despre cântecul mai nou.
Îi doresc, Simeon, să fie mereu tot așa tânăr, tot așa plin de poezie, de muzică, doresc numai noroc și mereu să fie contemporan. Nu mai tu, timpul, nu mai dușmanul.